Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, aș vrea să vorbesc astăzi din nou despre siguranța rutieră și despre principiul care spune că certitudinea sancționării are un rol preventiv mult mai accentuat decât severitatea sancțiunii. Cred că ați văzut cu toții zilele acestea cum furia la volan sau indisciplina ajung să curme vieți în neștire pe străzile din România. Cazurile notorii de zilele acestea sunt cele ale celor două tiruri care în zona Alexandria au prins între ele o dubă, pare să e intenționat. Și cazul de pe infama E85, unde în județul Bacău un tată de 23 de ani și cei doi copii și-au pierdut viața, iar mama copiilor este în spital în stare gravă. Nu voi continua să-i număr cazurile, pentru că sunt foarte multe, iar concluzia pe care o trag și sper că are logică și pentru dumneavoastră este că nu facem suficient de mult pentru siguranța rutieră. Vara aceasta parcă mai mult ca niciodată s-a vorbit despre accidente și indisciplină în trafic chiar pe autostrada Soarelui din cauza aglomerației unii șoferi au ales să meargă pe contrasens. Unii șoferi au mers pe contrasens chiar și atunci când nu era aglomerat și parcă vedem tot mai des astfel de situații. Acești oameni nu sunt indisciplinați pentru că în mintea lor fac un calcul referitor la valoarea contravenției versus utilitatea de a merge pe contrasens câteva sute de metri. Acești șoferi pun în balanță posibilitatea de a fi sancționat versus utilitatea de a încălca legea. România a ajuns un sat fără câini. Foarte mulți dintre cei care încalcă legea scapă doar pentru că nu e un echipaj de poliție care să-i vadă și să-i sancționeze. La noi, așa e, polițistul este agent constatator și numai dacă vede pe viu, cu ochii lui poate da sancțiune. Altfel, beneficiile secolului 21 trec pe lângă noi. Alții scapă pentru că cetățenii nu mai reclamă pentru că nu mai au încredere în poliție și nu mai cred că poliția poate să facă ceva. Iar asta nu e bine deloc. Noi ne putem civiliza și nu putem evolua ca țară dacă punem pe primul loc, dacă nu punem pe primul loc respectarea legii și egalitatea în fața legii. Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere zilele acestea un proiect de ordonanță de urgență care majorează sancțiunile pentru anumite abateri și chiar definește condusul agresiv. E bine că se iau măsuri, dar eu nu cred că va fi suficient și mai ales eficient. Așa cum am argumentat anterior, reiterez că certitudinea sancționării are un rol preventiv mult mai accentuat decât severitatea sancțiunii. Aș vrea să pot țipa cumva acest principiu ca să se audă și la MAI. Conducătorii auto și oamenii în general vor respecta mai degrabă legea dacă vor ști că există mai mari șanse să fie sancționați pentru abatere decât dacă sancțiunea uh, pentru abatere e mare, dar aplicabilă foarte rar. Pledez pentru a folosi noile tehnologii pentru a sancționa mai des abaterile de la codul rutier cu scopul de a ne corecta nu ne vom corecta dacă nu primim reacție sau primim foarte rar. Atunci când memoria sau conștiința noastră dă greș sau nu ne ajută, avem nevoie de poliție să ne reamintească ce greșim. În acest sens am depus un proiect de lege care dă posibilitatea poliției să dea amenzi pe baza înregistrărilor video preluate de pe camerele de bord ale mașinilor sau cele ale sistemelor de gestiune a traficului deținute de primării. Sper ca cetățenii de bună credință să susțină acest proiect, iar pe dumneavoastră, dragi colegi, când ajunge la vot, vă rog să îl votați. Până pe 20 septembrie, 1202 români n-au mai ajuns acasă la familiile lor. Prefer să ajungem toți în siguranță acasă, decât mai puțin, dar cu 50 minute mai devreme. Vă mulțumesc, Hai Botez, deputatul SR de Vaslui.